Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, îi sfătuiește pe fermierii români să se asocieze cât mai repede. Aflat în comuna Cilien din județul Olt, într-o vizită de lucru împreună cu ministrul Petre Daia, cei doi au admirat solariile celor care beneficiază de ajutorul primit prin programul de subvenționare a tomatelor. Aflat în mijlocul legumicultorilor, omul care conduce cel mai mare partid din România a încercat să îi convingă de un singur lucru, să se asocieze. Asta pentru a scăpa de mafia samsarilor din piețele de legume. Vom crea facilități serioase pentru cei care se asociază. Și atunci vor avea și facilități, vor avea infrastructură și logistică. Nu o să mai fie dependenți de nu știu care șmecher angrosist, care dacă vrea să le ia rușile bine, dacă nu, nu-l interesează, le întoarce spatele. Având capacități de depozitare și de stocare în condiții bune, atunci nu mai merg ei cu mașinile să se roage pe nu știu ce piețe, vin angrusiștii care sunt interesați și iau de aici, din condiții civilizate. Asta este marea provocare. De asemenea, cel mai important sfat pe care fermierii îl primesc de la unul din cei mai importanți oameni, aflați la cârma țării, este însă altul. Urmăriți emisiunile AgroTV și special duminica din lumea satului.